Încă de la începutul ședinței de Consiliu Local, primarul comunei Tătăran, Constantin Pătru, s-a arătat deranjat de prezența jurnaliștilor TTV în sala de Consiliu. Mai mult decât atât, edilul a recurs la amenințări. Pătru, nu cereți și noastră voie când veniți, veniți așa în plăt. Ce cerem voie este o ședință publică. Bun, dar nu anunțați pe nimeni, ați intrat așa peste lume, nu? Ești nu anunțați pe nimeni. Noi respectăm legea. Noi respectăm legea conform legii. Și unde ați venit, domnule? La primărie. Păi primărie e în partea cealaltă, domnul. Da? Dar să anunță, domnul, nicio oară astea, nu? Pe mine, da. Eu, tot ce se întâmplă pe raza comunei astea Tătăran, deci primarul răspunde, să știți, da? Și așa că dacă vi se întâmplă ceva, acum cine răspunde de dumneavoastră? Să presupune că ferească Dumnezeu să se întâmplă ceva acum. Nu primarul deci ia toate măsurile aici? Nu? Să dea Dumnezeu să nu vi se întâmplă. Și cum ședința a fost furtunoasă, la final primarul și-a ieșit din fire, iar limbajul folosit a fost cu totul nedemn pentru un om, ca să nu mai punem la socoteală că este și primar. Gheorghe, Tănescu și Baicu, suntem șase. Eu nu vă semnez niciun proces verbal, rețineți. Băi, diverse, Baicule. Domnul, Gheorghe, aia diverse. Când noi auzi, domnul primar, când noi fi și m-am dat să-i stai la răs, Boica. Boica. La pușcării, După terminarea ședinței, pe primarul Constantin Pătru l-a cuprins o amnezie, însă în cele din urmă și-a amintit limbajul folosit și și-a cerut scuze. De ce ați folosit un asemenea limbaj către consilierii locali? Nu știu către cine, nu mi-aduc aminte. Gheorghe, Tănescu și Baicu, suntem șase. Eu nu... Poate am fost prea stresat sau... Nu mi-aduc aminte către cine, nu. Păi cu așa haldă președinte, ați văzut bine ce se întâmpla acolo, deci... Nu se poate. Deci în Consiliul Local Tătărani, așa, ce se întâmplă la Tătărani, îmi pare rău, poate mi-am ieșit din scuze față de dumneavoastră, scuze de față de reporter, dar m-ați luat în surprindere. În ceea ce privește consilierii locale, aceștia nu au fost deloc surprinși de reacția primarului în cauză și spun ei că limbajul de mahala este frecvent folosit la ședințele de consiliu. Am solicitat pentru ce plătești și spun sincer, domnul Suțuianu, 150.000. Nu am nimic cu domnul Suțuianu, vă rog, nu că îmi cer scuze că n-am pentru care ce. Care domnul Suțuianu? Domnul Suțuianu care este senator la PSD. N-am nicio problemă cu dumnealui, nu am ce vorbi de rău despre dumnealui, eu vorbesc în calitate de consilier a acestei localități. Pentru ce îi plătește 150 de milioane consultanță juridică în localitate? Ați văzut ce expresie o folosește domnul președinte? Dar ce sunt banii de la mine? Te încurcă ăștia 4 miliarde care vine de la stat? Păi domnule primar, ca dumneata 10, 100, 1000 de primar ca dumneata, nenorocește din bugetul României pentru familiile amărâte care nu primesc pensie pentru lucrătorii din aceasta. Crescut prost. El este un om care, așa cum se vorbește, a fost să trage într-o familie de asta care nu prea avea educație. O părere proastă, bineînțeles. Cam așa se folosește cam în permanență. Din partea primarului că el dă tonul. Și normal că și ceilalți merg pe aceeași, intră în jocul lui. Și cred că e și spre face treaba asta de a degenera de la subiect, și cam se impune la fiecare ședință să iasă tot ce vrea el. Acum uite că nu mai merge să mai iasă ce vrea el, ne mai sucim și noi că vrem totul să facem ceva. În toate ședințele Consiliului Local se aduce jigniri și acuzații. Nu există nicio ședință a Consiliului Local fără jigniri, fără acuzații, fără reclamații, fără scandal în Consiliul Local Tătărani.